Vreau să ne spuneți pentru început care era atmosfera din piața universității, cum o percepeați dumneavoastră și cum v-ați raportat la fenomenul piața universității? Acolo a fost un amestec, dar în ultima instanță piața universității a devenit o tribună electorală. Deci ea a fost generată de un miting electoral al BNCCD, când s-a declanșat campania electorală, de unde un grup de oameni din grupul celor care participaseră la meeting s-au îndreptat spre piața universității și au ocupat piața. A fost o încercare a poliției de a degaja piața, pentru că aveam chiar o hotărâre a CPUN-ului în legătură cu regulile de desfășurare a manifestării electorale, meeting-ului acesta, cu interdicția de ocupare de spații publice, piețe și artere mari de circulație. Deci era o lege, un decret lege pe care l-am dat, propus chiar de opoziție, dacă mă întâlnesc, domnul Câmpeanu sunt inițiatorii acestei legi. Și în spiritul legii s-a încercat să degajarea pieții. A fost o reacție dură. Poliția nu avea autoritate morală, era la câteva luni de zile după decembrie. Deci poliția a fost agniți, era privită cu o seitate de toată lumea. Și nu avea autoritate morală, nici morală, dar nici forța fizică. Am eu pe acasă un punct. Și atunci a fost chiar o ciocnire, au venit plecați în uniforme noi, polițiștii, să încerce să protejeze carosabilul. Și au fost bruscați, atunci m-au vrut să începe une și eu m-am referit la Golani, care agresează forțele de ordine. Și de-a făcut din asta de semne o întreagă poveste. Golaniada și Golani și așa mai departe. Dar erau Golani cei care au făcut. Pentru că trebuie să făcute distinție între diversi oameni care participau la piața universității. Unii mai vreau și din plăcere și din boemă. Seara, unii mai cântau, mai nu știu cum aici. Și era și o dorință de exprimare a unor puncte de vedere foarte bine. Era confruntarea electorală, nu? Era FSN-ul, care era principala forță politică pe acestor guvernări și exista dorința exprimării opoziției față de FSN. Foarte bine, e regula democrației noastre, e problema. Deci erau oameni care de bună credință găseau acolo un loc unde să se exprime. Și s-a transformat chiar până la urmă într-o platformă electorală, într-o tribună electorală. Dar acolo, pe lângă aceștia, era și o grupă de oameni, oamenii străzi, care nu știau altceva, care fusese și în 12 ianuarie atunci, mă rog, s-a evitat o ciocnire. Fusese în 28 ianuarie și au provocat un început de acte de violență, numai că nu s-a extins. Adică venise o demonstrație organizată de PNCSD și PNL, care cerea eliminarea guvernului și a FSN-ului. Mă rog, noi am inițiat un dialog și s-a născut CPUN-ul ca o formă mai extinsă a structurii provizorii de stat, ceea ce fusese CFSN-ul înainte. Pentru că aici e o paranteză, într-adevăr, să cred o mică confuzie, când, în cursul lunii ianuarie, pe baza decretului lege adoptat de CFSN din 31 decembrie 1989, au început să apară partide politice. Dar într-o lună au apărut 30 de partide. Și la o reuniune prin 20 și ceva ianuarie, reprezentanții din județe ai CFSN-urilor locale au ridicat această problemă. Dar noi ce facem? Se apropie alegerile. Noi ne-am asumat și riscuri și răspunderi și ne ocupăm de mersul treburilor în teritoriu. Vin reprezentanții unor partide și constituie filiale, se apucă de campanie electorală, noi cu cine să votăm? Și s-a făcut propunerea în această reuniune a CFSN-ului să se constituie un partid al Revoluției, a spus cineva. Probabil o discuție pe această temă și majoritatea până urmă s-a putut să folosim termenul consacrat al Revoluției, Frontul Salvării Naționale, care să aibă ca platformă electorală chiar platforma Revoluției Române, cu cele 10 puncte programării. E de aici s-a născut o mică confuzie, Palăratoare și a avut un articol ucigător în România Liberă, că e tentația
unei formule, partid, stat, așa mai departe, am criticat pe mine sever pe această chestiune. Eu atunci am fost chiar neutru, nici n-am să intervin în discuție, am lăsat discuția de Burgăliba și pe bază de învățat. Deci, da, mă rog, asta a fost... Deci exista această reacție față de FSN, bănuit că vrea să își instaureze dominația, viața politică și era o chestie firească, ca să spunem așa. Deci, într-un fel trebuie să abordăm problema celor care exprimăm niște puncte de vedere firești în democrație, dar, așa cum spuneam, a apărut o masă de manevră. Gen Mărie și alții, Dincă, spre exemplu. Pe Mărie nimeni nu îl recunoaște ca participant undeva. El a devenit președintele unei asociații 21 decembrie, care a fost constituită de cei care au stat în noaptea de 21 decembrie la baricadă. El n-a fost acolo. Acolo a fost Dan Iosif, Romeo Raicu, Silaghi, Popa și alții, care se cunosc între ei, mă rog. Și au și fost fondatorii Asociației 21 decembrie. Mărie și-a părut mult mai târziu, nu știu de unde. Și s-a și autoproclamat președinte al Asociației. Că îl contestă chiar cei care au condus. E un băiat, Dumitrescu, care a fost deputat pe NSC de o vreme și care era președintele Asociației 21. Am auzit acum două, trei săptămâni scandal la ea. Că aceștia îi contestau pe Mărie dreptul de a se situa în fruntea Asociației. Deci au fost asemenea oameni care la Revoluție nu i-a remarcat nimeni, dar după aceea au început să-și facă un obicei din prezența lor pe stradă. Nimeni nu știe Mărie spre exemplu dacă are vreo profesie. El să știe că a fost portar de o echipă de fotbal pe la care înseamnă. Din câte am înțeles, a fost un fel de control tehnic al calității. Așa a început oficial. El spunea la un moment dat că a fost portar și cam... călăbea prin București, nu știu pe la cine mea, pe și l-a prins de dreptul de atunci. Dar mă rog, deci oameni ca el, ca Dumitru, măcar Dumitru Dică, a fost chiar și la baricadă. Adică era unul din oamenii mai atât. Dar el, la un moment dat, contesta pe Mărieș, că l-a văzut pe Mărieș numai la devastarea clădirii din 18 februarie. Și, pe urmă, de asemenea, ei incitau pe cei din corturi, care în momentul în care manifestația propriu-zisă din piața Universității și-a încetat activitatea imediat după alegeri, deci pe 21, pe 20 au fost alegeri, pe 21, Liga Studenților, Marian Munteanu, au declarat că se retrag din piața Universității. PNCCD a spus o declarație similară. Și a încetat toată activitatea, dar au rămas portarii cu greva foamei. Ce solicitau ei? Televiziune liberă. Nu au fost la televiziune. A încercat lumea să stea de vorbă cu ei și de la guvern și de la primărie, au tot refuzat, până pe 11 iunie Vătășescu a reușit să aibă o discuție cu ei, adică o delegație a spus la guvern și Vătășescu i-a primit. Vătășescu era și de meserie, electronist. Fusese secretar de stat la Ministerul Industriei Electrotehnice și Electronice. Și le-a explicat ce înseamnă o televiziune la tehnologia de atunci. Și că nu trebuie simplă. Televiziunea națională s-a născut în timp, cam în câteva decenii, o rețea de relee pentru retransmiterea emisiunilor pe teritoriul țării. Ca să creezi un nou post tehnic, asta înseamnă resurse, cine să le facă, de unde. Și mă rog, i-a lămurit până la urmă și s-au angajat că se retrag. Așa a luat decizia Ministerului Interne și Guvernul a acceptat ca să elibereze piața pe 13, pentru că pe 14 iunie trebuia să reunească Parlamentul, nu ales. Deci Senatul urmea să se reunească și se constituie în sala Omnia, deci unde era fătul decentral, sala de ședințe, iar Camera Deputaților în deal Mitropoliei. Eu pe 12 iunie m-am văzut cu președinții de vârstă ai celor două camere. Era profesorul Budă de la Iași Liberal, și am uitat numele deputatului, tot liberal din Nehedinți, ca să pregătesc că eu urmă să deschidă lucrurile și apoi se constituie cu tot, toată procedurile respective, validarea mandatelor tuturor deputaților și senatorilor aleși și apoi cerceau birourile permanente, după care urma depunerea de către guvern, constituirea noului guvern, și depunerea jurământului și prezentarea în fața Parlamentului cu program. Și la fel președinte urma să depune jurământul în fața Parlamentului. Deci urmau toate aceste proceduri care erau programate pentru ziua de 14. Ori pe 13, când
poliția, având asigurări că nu vor avea probleme, deja era înțelegerea lui Bătășescu cu reprezentanții acestora, că nu vor avea probleme cu asigurarea liberă. Și, într-adevăr, mulți nu prea fost în corturi în dimineața respectivă, au și făcut, au început să facă curățenie, dar după prânz au început să adune cursuri de oameni, se vede că erau pregătiți. Pentru că prea a avut consistență și coerență. Da, deci a intrat poliția în facultatea de arhitectură în dimineața respectivă? Păi, ulterior s-au întâmplat tot felul de ciocnire din acestea, care s-au tot amplificat pe parcursul. Iar seara au repetat accente violente. Cred că dacă poliția nu intervenea, ei corturile s-ar fi dus de la sine, s-ar fi diluat mișcarea? Nu știu. Adică, probabil că ar fi putut fi evitată această chestiune, dar, cum să spun, s-a venit cu această garanție că nu mai sunt combatanți. Că cei care, ultimii, stădeau în corturi și reclamau ce, care era toată pretextul, păzătării, el a murit, deci nu era rațiunea prezenței lor. Și reducerea numărului celor din corturi a dat această certitudine că operațiunea avea merge fără dificultăți. Dar se vede treabă că toată chestiunea avea o anumită rațiune. De altfel, erau atunci mai multe discuții. Era un individ, Octav Rădulescu, țărănist, care fusese pe la Sofia cu vreo două zile înainte. El povestea și era o relată, s-a întâlnit acolo și cu oameni din Bulgaria și din Iugoslavia și erau acțiune cumva corelată, că au fost, știți, chestiuni similare și în Belgrad, cu devastarea clădirii televiziunii și în Sofia. Adică avea o anumită conotație și un anumit suport și extern toată această treabă. Și ei au încercat să-l convingă pe Marian Munteanu să cupleze la această grupare, deci Octav Rădulescu, Tibor Dumitrescu și nu la cine deci mai era, dar Marian Munteanu a refuzat. Deci Liga Studenților a refuzat să intre în această combinație cu ei. Și au decis retragere. Ca și PNSCD-ul, ca partid care... Ce credeți că își doreau, de fapt? Era o chestiune total alterată. A fost să se relocale. Înțeleg, până la alegeri, orice competiție politică, nu știu, dorința fiecăruia de a-și promova anumite aspirații, anumite gânduri. Dar când s-a pronunțat votul și am avut atunci o prezență strălucitoare la acum, probabil 90% de prezență foarte mare. Și opțiune foarte clară exprimată, 65-66% pentru FSN, iar pentru candidatul FSN la preminție, 85%. Și a fost civilizată în mare, cu, sigur, unele evenimente așa, izolate. La Timișoara, spre exemplu, a fost o opțiune foarte dură, foarte violentă, a unor grupuri iar mai numite așa după ce am văzut un film în fel de grupuri de Hitler-Jugend, niște timp așa bine musculori, bine făcuți, care au spart meeting-ul FSN-ului. Claudiu Ardache era președintele organizației locale atunci, Enes Dumitru venise de la centru, era secretar general al FSN-ului și erau mulți bătrâni, femei, copii, au intrat ăștia cu violență extraordinară, era o tribună improvizată, au rupt tribuna, i-au... Dar asta a fost cea mai violentă mișcare la Timișoara. Cam au sute ciorniri locale, dar neînsemnate din acest punct de vedere. Se poate spune că chiar a fost o campanie relativ civilizată. Iar premiera națională a Parisului, la televiziune a acestei candidați, iarăși a fost o chestiune în termen foarte civilizat. Toată lumea a apreciat, a fost programată pentru două ore, solicitarea spectatorilor s-a mai pronunțit o oră. Deci erau premize pentru o campanie civilizată și rezultatea alegerilor ar fi trebuit să lămurească lucrurile din punct de vedere politic, să fie intrat în normalitate. Din păcate, aceste forțe iraționale, vreau să... Care e la lozinca lor? Singura soluție încă o revoluție, adică ce fel de revoluție, împotriva cui și pentru ce. Când noi am făcut revoluția ca să intrăm în democrație. Prima expresie a democrației și primul moment care a consemnat rezultatele răsturnărilor, deci pe alegeri,
Asta a fost și rațiunea lor și programarea lor. Și am ales ce atunci? Am ales o adunare constituantă care se elaborează noua Constituție Democratică a țării. Atunci ce scop avea? Dar era clar că nu erau niște lucruri rezonabile, raționale și nu și-a asumat răspunderea nimeni din factorii politici în opoziția de atunci. Dar au fost asemenea capetenții aruncate și iraționale, că totdeauna faptele violente sunt provocate de oameni iraționali și de minți rătăcite și înfierbântate. Am avut, din păcate, asemenea plăceri în perioada aceasta. Dar revenind la 13, revin cu întrebarea mea, până la urmă, ce a intrat poliția chiar la 7 dimineața și în facultatea de arhitectură cu singur scop, era de fapt debarasarea pieții? Probabil că nu știu, nu pot să... Nici mai țin aminte la toate detaliile de atunci în desfășurarea lucrurilor și nu părea o chestie deosebită. Dar probabil că au fost niște grupuri care i-au incitat și eu știu... Probabil că și poliția l-a improvizat cu toată înțelepciunea. Și sigur, peste timp judecând, puteam să-i lăsăm în continuare să zacă acolo. Deși era această chestie, era blocată o piață importantă, adică un punct de circulație major în capital. Și se mergea spre... Omnia era alături, sala Omnia. Se mergea spre dealul Metropoliei. Atunci toată circulația în oraș a fost perturbată și populația era foarte nemulțumită. Cei care locuiau în zonă și care nopțile și nu au putut să doarmă alături de zgomotul în piață, nu înțelegeau ce se întâmplă. Ce înseamnă democrație cu asemenea acte de anarhie și de perturbare a liniștii publice și nerespectarea unor prevederi legale, unei legi adoptate de cepione, cu respectarea regulilor desfășurării și campanilor. Adică nu au fost lucruri normale pentru intrarea în democrație. Da, asta a fost neșanța noastră. Acolo s-au construit niște grupuri, poate ad hoc, pentru că aminter, sigur, corpul mai activ, așa până la urmă, au venit-o studenții. Marian Munteanu a apărut la balcon și el, într-un fel, a incitat lucrurile. Deci, spre prânz, a apărut în balcon, după ce ăștia incendiaseră autobuzele și erau fermentați. Am văzut niște scene pe care mi le-a arătat chiar vicepreședintele Ligii Sudețului, Gheorghiu. Pentru că se reținut Marian Munteanu. Și a venit la mine ca să mi-arate un film făcut, o casetă, un film făcut de un amator din județelor, probabil, ca pledoarie pentru a interveni ca să fie eliberat Marian Munteanu. De fapt, Nicolae Manolescu venise la mine și el l-a introdus și pe Iodil. E, pe această pelică se vedea scena aceasta. El apare în balcon, se adresează celor incitați din piață, colegi de-ai noștri sunt reținuți la Poliția Capitalei. Urmează un strigă din acesta de luptă celor din piață și el cu voce oricum pe jumătate, fără violență. Zic, dar de ce mi-arăți filmul acesta? Și păi să vedeți că el a zis fără violență. Zic, când a zis? Și l-a mai auzit cineva? Vezi cât de stinsă e vocea lui la fără violență față de discursul incitator în care el îndemnă, merge să eliberească studenți. Așa au făcut. S-au încolonat imediat și au mers spre poliție și au urmat devastarea Poliției Capitalei, distrugerea de dosare. Nu era niciun student în Poliția Capitală arestată. Adică, dar Marian Munteanu de ce a fost arestat în dimineața zilele 13? Păi nu dimineața, asta a fost după. A fost arestat în dimineața zilele 13, la 7 dimineața a fost luat de acasă și nu s-a întors. E posibil, dar el de ce? El când s-a dus în piață s-a întors din arest. E posibil, nu știu. Dar, deci, el a incitat, practic, lumea din piață. După care, pe urmă, lucrurile au escaladat. Nimic n-a mai putut fi controlat. Ce a stat la baza deciziei de a chema minerii, de a recurge la venirea minerii? Păi, pe viziul decizie. A cui decizie? Păi, de nimeni nu i-a chemat și n-a fost o decizie pentru rezolvă. Noi atunci ne-am aflat în fața unui fenomen care ne uluia pe toți. Nu înțelegeam toată această escaladare a violenței și de ce anume, la 3 săptămâni numai după alegeri. Și seara târziu, cei de la televiziune mi-au cerut să fac și o intervenție publică, pentru că nimeni nu mai pricepea nimic, populația era nebunită în capitală.
mai ales după incendierea autobuzelor, cerul capitalei era dominat de fumul negru care se ridica din zona centrală a orașului. Și telefoane cu miile și spre sediul guvernului ne aflam noi și spre televiziune și spre radio ce se întâmplă și de ce autoritățile nu reacționează. Și atunci m-am adresat prin radio și televiziune populației să vină în sprijinul organelor de ordine ca să apărăm ordinea publică. Nu m-am adresat cuiva anume. În primul cel semnal capitale. Armata ezita să mai intervină. Era și plecat din țară Stăngulescu, ministrul. Chiar șeful Marelui Stat Major, Nel Vasile, ezita să ia o decizie. Și chiar și comandanții. Pentru că fusese experiența din decembrie. Mulți ofițeri superiori erau în anchetă și pur și simplu numai... Dar totuși s-a tras pe 13 iunie. Posibil? S-a tras totuși din Ministerul de Interne pe 13 iunie. Păi stați, asta mi-am tot târziu. Mm-hmm. Dar seara, armata ezita să intervină. Și cei din Ministerul de Interne s-au izolat, s-au baricadat în interior. Și eu sunt de armată. Armata ca forță. Uh-huh. Nu vrea să intervină în drepturi de ordine publică. Nu vrea să mă angajeze în așa ceva. Pentru că aveau, cum să spun, acest spectru al evenimentelor din decembrie, în care ei erau chemați și anchetați, pentru că au trecut la Timișoara și au trecut în București. Și nu vreau să mai intervină în asemenea cerune cu populație. Și când am intervenit, se arată pe la 11, în jurul Ministerului de Interne, ați văzut scenele respective, că ăstași și erau cam ezitanți. Și unii chiar căutau să-i provoace, că armata e cu noi. Iar s-au adresat ca să ne echeze. Adică a fost un moment delicat și pentru armata. Abia târziu, spre miezul nopții, au intervenit și într-adevăr au rezolvat lucrurile. Dar lucrul ăsta nu fusese receptat. Iar minerii plecase de cu seară când au adresat, pentru că erau meciuri astea de fundul. Și a fost întreruptă emisiunea televiziunii. Și asta cred probabil s-a dat agitație care i-a mobilizat. Dar cine crezi că a condus și mobilizat minerii spre București? Nu pot să spun nimic, pentru că nimeni nu confirmă așa ceva. Nu, faptul din capitală au determinat plecarea minerii. A fost o acțiune spontană, de fapt venise vreo de două ori. Tot nechemați de nimeni. Au venit în ianuarie, pe 29, după ciocnile din 28, care, din păcate, au creat o stare de agitație. Însă, din fericire, nu a dus la ceea ce putea să ducă. Pentru că au venit și adepții FSN-ului în ripostă la acțiunile violente ale acestor, când au aruncat și cu sticle incendiare, s-a produs un incendiu la parterul clădirii guvernului, noi fiind la etajul 1, am convorbit cu reprezentanții celor trei partide, cu domnul Coposu și domnul Câmpian Madenit, Argeminul Patriciu și Tăricianul de la Liberă. Deci exista acest precedent, au venit minerii, dar ei nu s-au remarcat prin nimic. Domnul Coposu a avut un moment delicat pentru că sediul PNCD-ului a fost mă rog, ținut sub tensiune de muncitorii veniți de pe platforma 23 august, care au protestat împotriva PNCD-ului că a organizat demonstrația violentă din ajun, din 28. Dar mă rog, noi pe aceste chestiuni le-am rezolvat cumva de manieră, zic eu, înțeleaptă și am mers spre crearea noii structuri ACP-ului Neului Patife, probabil mult întâlnea cu cele 30 de partide. A fost pe 28 februarie apoi. Da. Pentru o duminică devastată clădirea guvernului. Celul Voican era la loc în duminică respectivă. Atunci Mărie și Dincă au fost factorii incitatori. Dincă mi-a dat și un telefon, a trebuit să mă încheme la ordine pe mine, să mă duc la guvern ca să dialoghez cu ei. Asta a creat de semen ripostă și ne-am trezit cu minerea a doua zi, care au și solicitat o întrevedere cu biroul ce CPU Neului. Ne-am și văzut cu ei atunci și cu membrii ai biroului, în care au cerut faptul de ordine populației de nici ce se întâmplă. De ce această dezordine în țară? De ce nu sunt capabile autoritățile și factorii de ordine, poliție și armată chiar, să asigure ordine în țară? De ce trebuie să se producă asemenea chestiuni? Dar a fost un dialog din acesta, fără altceva.
Deci ei aveau această reacție spontană la asemenea chestiuni, să și considerau minerii trebuie înțeles și prin psihologia lor specifică. Era și este grupul profesional cel mai unit, cel mai sudat și concentrat, prin concentrarea mare. Și a fost în precedentul cu Ceaușescu în 77, când l-au chemat, l-au sechestrat pe primul ministru, pe Verdeț, și l-au chemat să vină Ceaușescu la ei. Și el s-a dus și, mă rog, a discutat cu ei și este bătut, după care, mă rog, a luat și măsuri împotriva omul care iniția. Dar, deci aveau acest precedent și o anumită autoritate morală, considerau ei, și se considerau dator să intervină, să apere noua ordine democrată. Asta a fost reacția lor după evenimentele în 13, când a venit pe 14. Atunci nu știam cum să-i canalizăm. Cum au știut minerii să ajungă în București la toate, la sediul PNL, la sediul PNCCD, la casa lui Corneliu Coposu, la editura Humanitas? Asta nu sunt cursul zile de 14. Timp de o zi. Sau că, da. Noi să-i ținem masați și a spus, domnule, nu părăsiți. Duceți-vă și ajutați factorii locali să facă ordine în piața universității și chiar să capriere de lung curățenie. Deci au fost conduși de factorii locali. Și au și participat, au săpat spațiul ăla care fusese insalubru, în care fusese de corturi, adică au fost oamenii care au făcut și treabă. Dar unii dintre ei s-au împrăștiat. Unii au fost antrenați și de poliția capitală, de unde era poliție, că aveau necazuri cu țiganii obișnuiți sarnici într-o orașă. Și atunci, timp de două săptămâni, în București a fost liniște. Au dispărut țiganii obișnuiți sarnici. Mulți au și apreciat această prezență. Dar au avut și asemenea. Unii s-au dus acasă la Rațiu, au și fost... Vreau să întrebarea mea, de unde au știut să ajungă acasă la Rațiu minerii? Credeți că e așa greu de... Era o treabă complicată. Da, se întâmplă în asemenea. Asta este neajunsul acestor perturbări ale ordinii publice și nerespectarea unor reguli ale jocului. Asta escaladează după aceea. Și de o parte și de altă. Vorbind de exercitarea violenței, credeți că minerii sunt cei care sunt vinovați, sunt responsabili de actele de violență? Apariția minerilor a fost efect, n-a fost cauza violenței. Așa cum am spus, este și nedrept ceea ce se petrece în opinia publică și în conștiința publică, crește de mineriade ca expresie a violenței în viața noastră publică. Ori nu, minerii au adus violența în viața noastră publică. Ei n-au fost în București pe 12 ianuarie, când, mă rog, n-am ajuns chiar la atât de violență, dar a fost un moment de încordare de tensiune mare. N-au fost pe 28 ianuarie cu atacarea chiar a clădirii Guvernului. N-au fost pe 18 februarie la devastarea clădirii Guvernului. Ei n-au fost prezenți la ciocnirile de natură etnică din Târgu Mureș, din martie. N-au fost în piața universității cu toată această incitare la violență. Și apoi actele de violență propuse din 13 iunie, nu ei le-au provocat. Deci este nedrept că se pună pe seama minerilor. Minerii au reacționat numai. Ei au fost efectul unor cauze generate de alții care au dus la actul de violență. Și după aceea, sigur, au căpătat gustul acestor veniri, au repetat-o și în 91, în urmă cu nemulțumiri față de unele situații pe care le aveau economico-sociale. De fapt, atunci, toată chestiunea a fost provocată de un conflict local. La ziua de salarii, din septembrie 91, ei au observat tabelele acelea cu salarii, diferențele mari de salarii între ei și conducătorii companiei și liderii sindicali. Și atunci, de fapt, Cosma a intrat la mijloc, care l-au luat la întrebări, ei, vorba aceea, revendică, fac și liderii sindicali și cu conducerea companiei și aranjează pentru ei salarii. Și, dar a acționat șmecherește. Adică a căutat să canalizeze nemulțumirea lor spre guvern. Că el a discutat cu guvernul și guvernul lor. Și atunci el a cam fost și o stat de gata în 91.
Pe mine nu l-au lăsat să niște promis. Eu am vrut să iau legătură la telefon ca să stopez deplasarea lor spre București. A fost imposibil să vorbesc cu ei. Și prefectul îmi spunea, minerii nu-l lasă pe persoană să-i la telefon. Și nu l-au lăsat nici în drum spre București. La Craiova, spre exemplu, s-a dus prefectul local în gară să îi cheme pe Cosma la telefon. A refuzat. Și au venit în gara Băneasa cu Lozinca Pătrel, jos Iliescu, jos Roma. Asta a fost determinarea în care a venit atunci în 91. Deci au escaladat apoi. Și dar care crezi că implicarea lui Mirom Cosma în evenimentele din 90? Păi atunci el și-a făcut apariția și a căpătat și o anumită aliură așa de lider. Cu niște tendințe în aceste clare pe care le și descrie acum tot mai adică dintre victimele mineriadei, unii spun că ar fi văzut oameni curați, îmbrăcați în costume de mineri, care de fapt nu ar fi fost mineri. Credeți că este adevărat? E posibil. Nu pot să confirm. Eu n-am urmărit cercetările care s-au văzut după aceea de către procuratura. Dar e posibil. Adică elemente provocatoare pot să apară totdeauna care să se folosească numai de o conjunctură, prezența minerilor și să îi incite în continuare. Adică cei care au incitat la acte de violență în 13, e posibil ca să fie încercat să folosească inclusiv minerii pentru a da extensiunea acțiunii. Și cine credeți că dirija aceste elemente provocatoare? N-am ajuns la niște concluzii, că e greu să răspund degetul. Pentru că partidele proces, spre exemplu, s-au delimitat. Și PNSCD-ul și la PNSCD erau mai multe. Spre exemplu, domnul Raciu a recunoscut că el a subvenționat alimentarea celor din corturi în toată perioada respectivă. Apoi, la PNSCD era un domn Puiu, vicepreședinte. Și dacă vă amintiți, cred că de pe vremea evenimentului de la Târgu Mureș, el a apărut la o emisiune televizată însoțit de un tânăr îmbrăcat în negru. Deci, cămașă neagră, pantaloni negri, cu cizme și cu diagonală. Asta era uniforma echipelor morții legionare, în timpul rebeliunii legionare. Și atunci au fost mari proteste la adresa televiziunii că au acceptat să apară tânărul acesta. Și cei de la Târgu Mureș, mai ales, au reacționat puternic, pentru că aceasta a căpătat o conotație și antimaghiară și conflictuală într-un moment delicat pentru conflictul etnic de la Târgu Mureș. Deci au fost asemenea elemente și se spunea Puiu se ocupa de tineretul țărănist și au reclamat și minierii și alții care au pătut în sediu că în subsolul PNTCD-ului erau canistre cu benzină. Și că acolo se confecționau sticle umplute cu benzină, deci cocktailul Molotov, cu care s-a și acționat la Ministerul de Interne, s-a aruncat cu asemenea sticle. Și că deci era un punct de alimentare a acestor forțe violente cu asemenea chestiune. Domnul Copăsul crea toată de vorbă această temă, că noi ne întâlneam. Adică eu când aveam nevoie de ceva, m-am și răspundea, când dânsul vrea să se sfătească cu mine, întotdeauna și deschis. Și am comentat acest lucru. Inițial am negat că ar fi fost adevărat, că ar fi fost ceva la sediul meu. Dar am rugat să verifice. A verificat și ulterior mi-a confirmat. Deci, într-adevăr, erau caniste cu benzină în subsolul sediului. De aceea nu am luat și măsura după aceea de eliminare a lui Puiu din conducerea PNSCD. Și chiar zic că vorbim în partid. Deci au fost asemenea elemente evidente. Nu dar nu poate fi pusă seama, toată treaba, pe seama, așa cum spune, conducerii PNSCD-ului. Dar oameni cu capete înfierbântate care au acționat în acest sens. De asemenea, din sediul 21 decembrie, acolo s-au găsit tot felul de elemente din astea, ciomeri, lanțuri, așa mai departe, care au fost folosite ulterior. Și cred că a mai fost o grupare, era hotel Nehoiu și mai rămăseseră dintre cei care fuseseră la Revoluție, veniți din țară și fuseseră găzați acolo și care au fost
cumva un corp activ între cei care au declanșat ciocnirile acelea violente din zona bisericiene și arhitecturii. Deci au fost grupuri capetențial montate și neraționale, care nu știu ce, pe ce contau. În orice caz, să destabilizeze, să împiedice structurarea, trebuia să constituie nouă Parlament. Deci, cumva să compromită alegerile, să determine, poate, o intervenție externă pentru refacerea alegerilor, cum s-a întâmplat în alte lucruri. Cum credeți că și-au pus evenimentele din iunie amprenta mentalul colectiv? Ce credeți că au generat? În general, n-a fost un lucru favorabil nici în plan intern, nici în plan extern pentru țară. În plan intern a readus o stare de tensiune nenecesară. Că noi tocmai ne pregăteam ca să intrăm într-o epocă așezată. După alegeri, se constituia numare constituantă, elaborarea noi Constituții, după care s-a și produs după aceea. Pentru că, în ciuda acestor evenimente, a avut loc toată această procedură de constituire a Parlamentului, de punerea jurământului, a făcut manifestarea la Ateneul Român, de către președinte, prezentarea noului guvern și programului său, și apoi s-a constituit adunarea constituantă, Parlamentul cu cele două camere, cu două funcții. Pe de o parte, funcția parlamentară, legislativ, iar reunite cele două camere funcționau ca adunare constituantă, care a constituit imediat comisie pentru redactarea unui proiect de Constituție. Și a fost o operațiune, de asemenea, bine desfășurată la vremea respectivă. Adică noi nu ne-am trebuit ca alții să redactăm rapid în câteva săptămâni un proiect de Constituție. Așa decisesem în decembrie, când am realizat organizarea CFSN-ului și am creat o comisie constituțională condusă de prim-vicepreședintele Consiliului, domnul Mazil. Comisia constituțională. După o consultare cu, mai ales cu Robert Badinter, era președintele Curții Constituționale a Franței. El ne-a spus, domnule, Constituția trebuie serios. Nu vă grăbiți. Luați exemplul Revoluției franceze, care a ales întâi o adunare constituantă care să elaboreze Constituția. Deci, probabil, și atunci am transformat Comisia Constituțională într-o comisie juridică și am elaborat legea electorală cu stabilirea regulilor pentru alegerile din mai și adunarea constituantă aleasă s-a apucat apoi de elaborarea Constituției. Și a fost un lucru înțelept. De asemenea, am primit asistență din partea Consiliului Europei și era la Veneția un grup special de drept constituțional. Și profesorul la Pergola, președintele acestei comisii, cu care ai noștri au avut consultări permanente. Și înainte de a elabora un proiect de Constituție, a fost o activitate fructuoasă a acestei comisii. Alo? Da? Vă ascult, cine e? Deci, comisia a început în primul rând o acțiune de documentare și internă și internațională, s-au deplasat prin diverse țări, cu Constituții mai așezate și cu piața politică mai așezată. Și apoi s-a organizat în octombrie 90 la București un seminar internațional, o masă rotundă, cu specialiști în domeniul dreptului constituțional, care a avut ca temă tendințele actuale în domeniul dreptului constituțional la nivel internațional. Ceea ce a fost o școlarizare, dacă vreți, oamenilor noștri. N-aveam mulți specialiști în domeniul dreptului constituțional. Era o disciplină cam ignorantă la Facultatea de Drept. Era un profesor la București, unul la Cluj. Profesor Drăgan, Tudor Drăgan la Cluj și o mai țin de cineva la București. Și apoi Neleanu de la Cluj, Moraru de la București, dar în rest, oamenii nu prea cunoșteau acest. Deci a fost o perioadă de documentare și de pregătire chiar a oamenilor noștri. Și abia în urma acestor dezbateri și cu specialiștii în domeniu, s-a trecut la elaborarea primului draft, primului proiect de Constituție, care a fost prezentat în decembrie 1990. Atunci l-am trimis spre consultare și la Consiliul Europei și la Comisia aceasta de Drept Constituțional de la Veneția. Și s-a supus și dezbaterii publice. Două luni de zile, mare februarie, a fost dezbaterea publică pe primul proiect de Constituție. Și apoi Parlamentul a luat în discuție propriu-zis proiectul.
Și 4 luni de zile a fost o discuție minucioasă pe ansamblu și pe articole. Am fost introdus o mie de amendamente la primul proiect. Pe baza căreia, apoi, în vacanța din 91, de vară, comisia a modificat, a îndreptat, a corectat, a introdus amendamentele și a găsit o nouă formă care în septembrie a fost reluată în discuție în Parlament. Și în fine s-a finalizat. În noiembrie s-a adoptat și apoi a fost referendumul din decembrie. Deci a fost o operațiune foarte minuțioasă. Deci am intrat într-o fază de normalitate, aș spune, din acest punct de vedere și de substanță în ceea ce privește transformările economice care se produceau în țară și temelia acestei restructurări a societății noastre din punct de vedere politic, Constituția Țării. Deci, din acest punct de vedere, a existat și un climat de, în ciuda tensiunilor și controverselor specifice perioadei, însă s-a realizat o conlucrare pluripartidă foarte fructuoasă. Dar fără îndoială că atmosfera aceea încordată și ciocnile și-a pus amprenta asupra climatului general. Iar pe banii internaționali, de asemenea, a existat o anumită reticență, reținere și, din păcate, noi n-am știut să ne facem o comunicare prea eficientă și au fost suficienți și din interior și din afară care să lanseze în afară istorii nefavorabile țării. Că nu este o democrație reală, că structurile vechi care controlează și care îi mă rog, tot felul de povești nașteri. Ca și cu Târgu Mureșul. Multă vreme românul Cofar, care a luat bătaie în centrul Târgu Mureșul, a fost prezentat în plan internațional, maghiarul agresat de români. Deci, din păcate, imaginea noastră în exterior a avut de suferit. Și a fost un efort mare pe care trebuie să-l facem ca să recâștigăm încrederea și o abordare mai înțelegătoare. Dar cine crezi că este responsabil pentru cei aproape 1200 de arestați ilegal din perioada respectivă, adică arestați fără mandat și care au fost ținuți unii până la 2-3 luni în închisoare, în continuare, fără mandat? Adică fără să formuleze vreo acuzație. O asemenea reacție din partea forțelor era și motivată. Având în vedere anarhia care a domnit atunci în capitală. Și eram îngrozit cu toți. Nimeni nu știa ce să mai fac. Adică cum să mă fie motivat o asemenea reacție. Din contră, populația considera că factorii de ordine nu sunt suficient de energici. Și că lasă asemenea elemente anarhice să perturbe și liniște publică și pentru că intram într-o perioadă de normalitate. Și în loc de așa ceva, asistam la asemenea chestiune. Cum să fie tolerate asemenea chestiune? De aceea, populația capitală e în ciuda unor lucruri făcute și de mine. Că, cum să spun, violența generează violență de cealaltă parte. Și la rândul lor avem motivație ca să facă ce au făcut. Dar, sigur, și asta e inacceptabile pentru noi și, de asemenea, ne-au adus mari prejudicii. Dar populația, de fapt, amintiți, se plimbă de simpatie pe mine. Și la susire și la plecare, pe 15. Pentru că trăiseră oamenii în momente de groază. Și au văzut în mineri, când au văzut că poliția nu e, că armata ezită, venirea minerilor pentru oamenii cinstiți din capitală era o salvare. Și aplaudat ca pe salvatori, care vin să îi pună la pumpă nemernici ăștia de anarhiști care au perturbat niște lucruri. Deci, trebuie să înțelese lucrurile în conjunctura dată. Ea a fost un prilej pentru poliție ca să facă ordine și fenomenul acesta al bișniței care exasperă populația capitală. Deci trebuie să înțelese reacțiile de toate părțile în asemenea moment. E prost când se ajunge la așa ceva. Da. Era, dacă vreți, un ecou al specificului Revoluției Române. Noi n-am avut șansa altor țări din această parte europei, care au avut o trecere relativ pașnică, de la dictatură la democrație, de la vechea situație spre o situație nouă. Cehii au și denumit Revoluția lor, Revoluția de Catifea.
Acolo a fost o istorie numai cu unul care ar fi unul și care de fapt nu murise. Și era un agent, mă rog. Polonezii au avut înțelepciunea să realizeze o masă rotundă. A fost decizia lui Jaruzelski, care era șeful statului. Să realizeze o masă rotundă, întâlnirea membrilor guvernului cu reprezentanții opoziției, Solidarność. Și au fost de acord împreună să organizeze niște alegeri în iunie 1989. Și a câștigat Solidarność să plângă în Mazoviecki. Deci a fost o chestie acceptată de societatea poloneză, dar și forțele politice au acționat cu înțelepciune și au evitat ciocniri. La noi a fost imposibil așa ceva datorită caracterului regimului instalat de Ceaușescu. Era cel mai dur. Și păcat de asemenea, pentru că noi, în anii 60, România, ca țară, se manifesta cu o anumită deschidere față de toți ceilalți. Și chiar mai mult, la tendințele lui Hrușciov de a transforma Craiul într-un instrument de control pe plan economic a tuturor țărilor din zonă, România s-a opus. Că nu s-a afirmat ca o țară cu poziție independentă față de toți ceilalți. Iar în plan intrantul s-au luat niște măsuri. În 64 au fost eliberație toți deținuții politici. O anumită atmosferă de destindere în domeniul culturii, al învățământului, intelectualitatea s-a apropiat de partid. În 68, la invația Ceoslovaciei, Ceaușescu a avut momentul de vârf. Un curaj chiar nebun să condamne Uniunea Sovietică pentru invadarea Ceoslovaciei. Dar a căpătat susținerea unanimă întregii populația țării. Atunci a afluit spre partid intelectual de valoare ai trășit. Țara era receptată, deci ca cea mai deschisă. N-a urmat Uniunea Sovietică să întrebă relațiile cu Israel după războiul cu Egipt. Dar din contră a devenit chiar factor de contact. Și la București a fost întâlnirea lui Sadat cu Begin, premierul Israelului. Și deci România s-a afirmat ca factor mediator. A înlesnit vizita lui Nixon în China. Și a făcut, v-a zis, și americanii privat, deci cu simpatie în acest punct de vedere. A fost prima vizita lui De Gaulle într-o țară socialistă, fost în România. Și așa mai departe, prima țară care a stabilit relații diplomatice cu RFG-ul. Deci au fost niște pași care a dat României o anumită deschidere și o anumită percepție în lume. Din păcate, lucru care apoi, după 71, s-a deteriorat. Adică Ceaușescu a avut acest curaj în 68, dar după aceea a început să se teamă și de umbra lui. Și după o vizită la care nu a fost o parte în țările asiatice, și mai după Coreea, a fost inspirat de modelul nord-corean. Și a urmat o perioadă de involuție care a căpătat expresii extreme după 80, când a luat și măsura de, așa zis, consolidarea independenței politice prin independența economică, spunea ea. Deci, obiectivul eliminării datoriei externe. El considera că avea datorie externă, asta înseamnă lipsă de independență economică. Ceea ce e o prostie. Cea mai bogată țară a lumii, Statele Unite, a avut odată cea mai mare datorie externă. Având datorie externă, trăia pe spinarea altora. Asta este expresia directă. Dar sigur, asta e valabil într-o țară puternică, care controlează economia mondială, a cărei monedă este monedă de schimb în toată lumea și nimeni nu este interesat să submineze dolarul. Dolarul era moneda de control a pieții mondiale. Și pe asta contau americani, că nu știu ce probleme, să aibă datorii mari. E Ceaușescu vrea să lichideze datoria de 10 miliarde de dolari, asta s-a făcut cu niște sacrificii enorme. Și pe lângă deteriorarea climatului politic, a urmat în anii 80, deteriorarea climatului economic, miseria din țară, lipsa de alimente pe piață, căldură și așa mai departe. Eu, în loc să înțeleagă că se produce ceva în jur și vedea ce se petrece în jurul nostru, din contră, a intensificat măsurile de control, de supraveghere, ori asta n-a făcut decât să accentueze starea de tensiune din țară. Și atunci, în timp ce toți ceilalți se mișcau și se produceau schimbări, la noi lucrurile se degradează. Dar tensiunea internă crește. Și ca orice fenomen și într-un cadru fizic, mecanic, într-un recipient de care crește presiunea internă, explozia este cea care
S-a produs o explozie socială. Ori asta a avut costurile ei, cu reprimările imediate, cu depresiunea ulterioară pentru a împiedica structurarea noi puteri și pierdere, sacrificii de vieți umane, asta a dat o notă care și-a pus amprenta asupra întregii evoluții vieții politice ulterioare. Iar 13 iunie era, dacă vrei, un fel de prelungire a unei stări de spirit care a fost alimentată de această conjunctură pe care a cunoscut-o Revoluția Română. Din păcate. Credeți că ezitările armatei și poliției din zilele 13 se datorau tocmai în climat tulbure, Bineînțeles. Și lipsei de autoritate. Adică în fața populației, miliția era compromisă. Era instrumentul de represiune al vechiului regim. Și deși am schimbat și de numire din miliție, poliție și uniformele, asta nu schimbă datele problemei. Și ei, ca oameni. Iar cei care au fost în piața universității erau elevi de la școala din Băneasa, poliții care abia să formau. Și săraci, au rezistat, au încasat ei. Adică au fost conjuncturi specifice, să zic. Dar cine crezi că este vinovat pentru răniții din perioada din zilele de 14-15 iunie? Au fost peste 300, vreo 400 de răniți. Că fost ambele părți. În primul rând, și care au provocat toate aceste oameni și bezmetici, iraționali, care au intrat în asemenea. De ce era nevoie de aceste? De ce la 3 săptămâni după alegeri se provoace asemenea tulburări? Dar erau capete înfierbântate care nu se mulțumeau cu rezultatul alegerilor. Și vreau să le conteste cu orice echipă. Chiar dacă vă amintiți, Duminica Orgului, că pe 20 mai a mers populația în masă la vot, că era orbită. De ce era orbită? Duminica Orgului, adică jignire la adresa poporului român. Asta erau aceste interpretări ale celor din presa aceasta agresivă a lumii, care incita niște stări de spirit. Și au fost oameni care trăiau cu această stare de zvedoare. Comuniștii iarăși pun în putere și să facem o nouă revoluție. Adică era o stare de spirit de oameni fără rațiune și fără echilibru mental care au provocat aceste chestii. Acum, la 20 de ani după aceste evenimente, cum vă raportați dumneavoastră la ele? Așa cum am explicat dumneavoastră. Este un moment, adică am plătit niște tributuri pentru ce a însemnat regimul dinainte de 89, pentru felul în care s-a produs această răspundere prin violență și care și-a pus amprenta asupra evoluției vieții politice și ulterioare. Și din păcate am avut de-a face cu asemenea evenimente și la o jumătate de an de după evenimentele de decembrie, dar care apoi s-au mai prelungit și cu alte asemenea evenimente, peste care s-au suprapus și efectele deteriorării situației din țară. Adică s-a prăbușit o lume în decembrie 89. S-a prăbușit un sistem, s-a prăbușit o economie. Adică anul 90 a marcat situații foarte grele în plan economic de asta dată. S-a deteriorat un cadru în care se desfășura relația noastră economică externă. Caierul s-a prăbușit. Și Uniunea Sovietică a intrat ea în o mare derivă, deci principalii noștri parteneri comerciali. Și au pierdut piețe foarte multe întreprinderi de ale noastre. Apoi am lichidat un sistem centralizat de economie, care prin mecanisme administrative redistribuia valorile în societate. Și deci unități economice care produceau profit erau surse de venituri pentru a subvenționa alte sectoare care nu erau profitabile și ale căror costuri depășeau prețul la care se vindeau mărfurile. Guvernul nu putea să mai țină așa ceva, în momentul în care s-a prăbușit sistemul economiei centralizat. Și atunci guvernul a fost obligat, în octombrie, sigur, cu măsuri neraționale, pentru că nu s-a pregătit cum trebuie această chestiune. Dar nu avea încotro. Adică guvernul nu avea cum să mai țină prețurile. Și atunci s-a adoptat legea respectivă pentru liberalizarea prețurilor. Atunci a fost o dispută în guvern. Stolojan, care era la finanțe și cu Văcăroi, venise cu un program, cum anume să se facă această chestiune, această trecere cât mai puțin dureroasă. Dar atunci guvernul a decis, nu, ce să mai
umblând cu metode din aceste administrative, lăsând piața să regleze. Sau o chestiune simplistă și primitivă. A urmat o escaladare a prețurilor, o inflație ridicată. În anul următor, în 91, am fost obligat să dăm o mare parte din buget pentru subvenționarea unor produse de bază, pentru populație și servicii de bază. Deci o povară mare pentru buget. Dar aceasta tot n-am putut să amenizeze. Și vă amintiți, anul 91 a fost anul marilor convulsii sociale. Greve permanente și mai ales greva mecanicilor de locomotivă, care timp de o săptămână a imobilizat tot transportul din țară și toată economia națională. E toate acestea n-au rămas fără urmări. Asta a și dus până la urmă la venirea minerilor, cum vă spuneam, în septembrie 91, ca să ceară înlăturarea aia. Deci au fost evoluții care țineau de ambele. Pe de o parte, ceea ce spuneam, ceea ce ne-a deosebit de alte țări, conjunctură în care s-a produs la noi răsturnarea vechiului regim, prin violență, și nota asta de violență s-a perpetuat în timp, și pe de altă parte, agravarea situației economice, care și așa a creat probleme ca toate celelalte țări, în plan social, cu șomaj, cu reducerea veniturilor, cu deteriorarea situației economice din țară. Și apoi am avut și alte lucruri. Desfințarea CAP-ului a fost a doua mare prostie. Și atunci s-a venit cu lozinca, CAP-urile sunt structuri comuniste. Colhozurile sovietice s-au născut în anii 30. Ideea de cooperație în România era mult mai veche. Avea o tradiție încă din secolul XIX. Iar în anii 20, Partidul Țărănesc al lui Ion Mihalache era adeptul constituirii de cooperative agricole de producție în sprijinul țăranilor care primiseră pământ prin reforma agrară din 23. Deci foștii ostași de pe front. Și Ion Mihalache a avut atunci o broșură electorală. Frații țărani, întovărășiți-vă în cooperative agricole de producție. Sunteți cam tineri. Ăsta e limbajul folosit de Partidul Comunist Român. Întovărășiți-vă cooperative agricole de producție. Iar acum, în 92, țărăniștii mă acuzau pe mine, care pledam să facem ceva ca să nu distrugem aceste structuri de exploatare, că vreau să păstrez structurile comuniste. Și când le-am citat din Mihalache, au rămas aici, să se uite Nina la mine. Și mai ziceam domnului Diaconescu, v-a fost unghi, Mihalache. Citiți broșura uitului. Dar asta a fost. Și situația din agricultură și astăzi este așa cum e. N-au desfințat cooperativ nici ungurii, nici cehii, slovacii, nici nemții. Eu am fost în 95 în Germania, am luat cu un premier de la Brandenburg, deci în zona Fătăre de Jeu. Și el a rămas mirat când au zis că noi am desfințat și apelul. Și m-a zis, de ce l-ați desfințat? Și mi-a spus că nu le-am desfințat, dar n-am putut rezista unei presiuni. Cu lozinca aceasta nenorocită, structuri comuniste. Și pe la noi, deci nimeni n-a ridicat problema. Măcar să desfințeze cooperativele. Cooperatorii nici nu discutau despre așa ceva, dar guvernul de la Bonn, că era guvernul unit al Germaniei, n-a pus problema de sfințării CAP-urilor cooperativă. Și acum în Germania, fostele CAP-uri din Rentegeau devenit unități economice foarte puternice și pe piața intergermană cei care au dificultăți sunt fermierii din vest care sunt organizați pe ferme familiare, care au medie cam 80 de hectare. E o fermă familiară de 80 de hectare în competiție pe piața germană cu o cooperativă din Est care are 2, 3, 4 mii de hectare. Altă productivitate, alt nivel de competiție. Cei din vest au dificultăți. Dacă pe ansamblu economie și de șomaj, șomajul era totdeauna și aici acum cam de 2-3 ori mai mare în Est decât în vest. Și în general acolo s-a distrus vechea industrie, au avut multe probleme. Dar în domeniul agriculturii, cooperativele de nest sunt mai potențe decât cele de nest. La fel, ungurii și rezistă mai bine. În timp ce noi, cu această fărămițare a pământurilor, am nenorocit satul, am nenorocit agricultura și țăranii au o situație fără ieșire. Or, e păcat că noi avem potențial, după Franța, poate cel mai important din Europa.
și nu să folosim acest potențial, iată, niște mentalități din acestea nenorocite ne-au împins spre soluții iraționale, cu efecte grave asupra economiei și asupra stării oamenilor în general. Este un exemplu de efecte ale abordărilor neraționale și dominate de competenția dată și de rațiune. Revenind puțin la 13-15 iunie, considerați că dumneavoastră sau conducerea statului român au avut vreo vină în tot ce s-a întâmplat? Vină de ce? Am avut vină că există. Și găsem alegerile din noi. Aminte de ce? De ce era nevoie de această revărsare de ură la 3 săptămâni după scrutinul popular? Asta era rațiunea organizării masei democratice. Asta era rațiunea uneia din obiectivele fundamentale ale Revoluției din decembrie. Să ne așezăm pe baze raționale democratice și pe bază de vot popular să reașezăm viața țării. Ori ăștia contestau votul popular. Și vreau neapărat să creez o stare de tensiune, de compromitere a conducerii alese a țării și eventual să apereze la arbitraj internațional. Intenție care a fost și în Ardeal. Eu am fost recent la o reuniune internațională și acolo a fost și Adam Mihnic, polonezul, de cunoscut scriitor, ziarist, redactor și la o revistă de mare popularitate. Și el constata un lucru, situația actuală din Europa. Și mai ales persistența unor tendințe din acestea de separatism, cum se întâmplă și în Spania și Belgia, care e cam fărâmită și mai departe. Și el spunea că în România a fost un succes integrarea minorității maghiare în evoluția vieții politice românești. Și că am reușit să evităm un moment care se anunța foarte periculos, tendința aceasta de separatism. De timp ce Iugoslavia n-a reușit să se păstreze și au trecut printr-un război păgubos pentru țară. Până și Ceoslovacia chiar n-a reușit să-și păstreze structura federală și s-a separat. Românii, spune, au avut acest succes. Și mulți contau că în România va izbucni ceva care să ducă la fărâmițarea țării și, până la urmă, lucrurile au izbucnit în Iugoslavia. Și eu spun, asta a fost un mare succes politic al României. Deci, în aceste condiții, să generezi mereu alte pretexte pentru tensiuni sociale, cui slujea așa ceva. Adică, oamenii inconștienți. Și, în ultima instanță, dușmanii propriului popor. Cei care au apelat și au incitat la asemenea acte irresponsabile de violență. Că era de mulțumirea personală, politică, că credea altceva, altceva credea cu democrație, altceva. Treaba lui, asta este democrație. Să te confrunți însă în condiții civilizate, în condiții. Al minterii, aia nu mai e democrație. Ce luptă pe baricade, care pe care. Din păcate au rămas sclavi unor mentalități primitive, toți cei care au produs asemenea perturbări în viața noastră. Există ceva legat de evenimentele acelea cu privind retrospectiv, ceva ce regretați sau vi se pare că n-a fost ceva? Vedeți, istoria nu se scrie ce ar fi fost dacă ar fi fost. Și nu poți să spui dacă ai reluat firul istoriei, cum anume ar fi mai bine. Că acum, peste timp, sigur, altfel judeci. Dar atunci judeci sub imperiul momentului și la condițiile date. Dar nu noi am generat, nu noi am determinat așa. Deci nu factorii de putere au generat asemenea stări tensionare. Albinte, ce am făcut noi? În decembrie s-a constituit o structură ad hoc, Consiliul Frontului Salvării Naționale. Intenția noastră era, din acest consiliu, să facem un cadru în care să fie atrase toate forțele active din societate. Am vorbit de pluralism politic, am scos un decret lege pe 31 decembrie, au apărut partide noi. Am căutat să-i atragem în această structură statală provizorie care pregătea lege. Am fost refuzați. În 10 ianuarie am avut primele întâlniri
cu conducerea celor trei partide, PNCCD, PNL și PSD. I-am invitat să desemneze delegat să intre în structura CFSD. Ne-au refuzat. În timp ce UDMR a intrat și au mai fost două formațiuni. Dar ne-am trezit spre finalul lunii că se constituie partide și CFSD-ul nu reușește să-i atragă în interior. De aceea a apărut ideea și a unui partid, se apropiau alegerile. Asta a compromis însăși această relație cu CFSD. Am mers cu un pas mai departe. În ciuda unor presiuni, erau micro-meeting-uri în Piața Victoriei de protest împotriva FSD-ului. Ne-am văzut eu de către Roman cu cei trei ce? Coposul, Câmpeanu și Bănescu. Pe 27 ianuarie. Și am dialogat ce-i de făcut. Și am arătat că noi suntem deschiși. Să transformăm CFSN într-o altă structură. Am adoptat denumirea de FSN pentru partid. Suntem dispuși să găsim altă formulă pentru CFSN ca să intre toate partidele. Și atunci s-a născut ideea de ce și de numire. Numai că, din păcate, în finalul discuției, ne-a informat domnul Coposu că a doua zi au convocat un meeting în piața Rosetti. Și domnul Câmpeanu și noi în piața Universității. Zic, ce rost mai au acum aceste meeting? Ne-am înțeles. Haideți să vedem cum. Dar nu mai putem să le deconvocăm. Zic, haideți să ieșim împreună la televiziune în diseară, să lămurim lumea. De acord. Ne-am dus noi, eu și Petre Roman, cei trei m-am făcut găsit la telefon. A doua zi ne-a explicat că ei au structuri democratice, au trebuit să informeze despre discuția cu noi, conducerile lor. Sunt deschise chestiile astea în stenograma discuției din 28 cu partidele. Și, deci, bun. Dar, pe urmă, la sfârșit, domnul Coposu spune că ei o să facă și un marș. Păi, dar marșul cel o să mai... Hai de meeting, nu puteți să le convocați. Evitați marșul. Nu, că noi ne luăm măsuri de control cu oameni de ordine. Nu o să puteți, domnul Coposu. Pe străzile Bucureștiului stă atâta lume, oameni care n-au treabă și stau pe călăduiesc pe străzi tot timpul. Ăștia vor scăpa de sub control, dar se vor ralia. Și așa s-a întâmplat. Ne-am trezit a doua zi spre prânz cu demonstrația aceea prin Bulevardul Central. Domnul Coposu cântărește în fierbântare atmosfera asta entuziastă a demonstrațiilor străine și făcut o declarație publică către presa străină care întreba ce caută, care e scopul acestui meeting. Am venit să înmătorăm guvernul FSN și FSN-ul la Budea. Și atunci am invitat la dialog. Și am avut masa aceea rotundă în care ne-am explicat. Mă rog, bine că n-a ieșit ciocnire. Pentru că știa, în timp ce noi stăteam de vorbă, au aruncat cu sticle incendiare. S-a născut un incendiu la parte, dar FSN-ul, când a aflat de această mobilizare de forțe, a mobilizat în piața Banu Manta, de asemenea, adepții FSN-ului. Și au venit și ei, în cursul după amiezi. Mă rog că s-au oprit, nu s-au ciocnit. Și n-a ieșit atunci o ciocnire puternică. Adică, sau respectiv, atunci l-am invitat pe unul Coposu în balcon. Am ieșit în balcon împreună. Zic, potoliți-vă adepți. Nu mai ascultă nimeni. Și zic, vedeți că el îmi făcuse mie un reproș pe 12 ianuarie, când a fost demonstrația aceea. Era ziua, mă rog, 3 săptămâni de la Revoluție, Parastas, am mers pe la cimitire și așa mai departe. Dar seara au venit și capitanii fierbântate și unii puțin cam matoliei. Și iarăși a fost un moment de tensiune foarte mare. Și atunci eu m-am urcat pe un tab, că a încercat Mazilu să-i potolească, el mai avea incitat, a încercat Petre Roman, nu asculta nimeni, și am ieșit eu atunci pe tab. Atunci Caramitul mi-a spus, nu ieși, că e periculos. Și avea dreptate. Era suficient cu unul să fie, că erau și ostași cu arme, să fie descărcat o armă. Și ar fi ieșit urmăția. Dar mi-am asumat acest risc. M-am adresat atunci lumii în mod deschis. Se pare că am avut la minte că i-am invitat să-și desemneze niște delegați și am stat toată noaptea și am discutat și am elaborat niște decrete legi. Unul pentru reintroducerea pedepsei cu moartea, după ce 31 decembrie ne aliniasem la reuniterea, și scoaterea în afară legii a Partidului Comunist Român. Și le-am și citat în bară și am potolit spiritele. Dar Coposu a doua zi m-a criticat. Ați cedat în fața presiunii străzii. Și ați adoptat două acte nedemocratice. Și avea dreptate.
Și când am avut prima reuniune în plen a Consiliului Fondului Sărbării Naționale, ne-a dezavăt de toate aceste măsuri și am retras. Adică Consiliul nu le-a aprobat. Deci am avut asemenea că și acum am spus, vedeți, domnul Dumnezeu, ce ușor pot fi incitate masele și ce greu pot să le mai stăpână. Nimeni nu mi-a ascultat. Deci am avut asemenea experiență. În ciuda acestor chestiuni, pe 1 februarie am avut întâlnirea cu toate partidele, cele 30. Și am decis transformarea CFSN-ului în CPUN. Am și spus un decret lege al CFSN-ului, care vreau de stat, cu privire la transformarea sa în CPUN și regulile pe care le-am stabilit. Pe 8 februarie ne-am reunit cu toții la constituirea propriu-zisă a CPUN-ului în dealul Mitropoliei. În 8 zile am avut 8 partide. Le-am impus și pe alea. A apărut AFDPR-ul. Lația era generalul Lația, Radu Șuceanu și Tibu Dumitrescu. I-am inclus și pe ei. Am inclus asociațiile minorităților naționale. Și am creat CPUN-ul. A fost o găselniță și a fost o acțiune proprie și o formă originală de realizarea unui fel de preparlament. Sui generis, parlament sui generis, care a condus treburile țării până la alegeri. Deci am căutat formule care să atenueze stările tensionale, care să creeze supape în care să transpunem, să transferăm confruntarea străzii într-un cadru ordonat, organizat. Asta a fost CPUN-ul, misiunea CPUN-ului. Să preia, să transfere confruntarea într-un cadru ordonat, organizat, într-o structură statală, decât în confruntări de stradă. Dar în ciuda acestor chestiuni, și apoi a fost alegerile, care a fost un succes, trebuia să fi terminat cu ele. Dar iată că erau elemente irresponsabile și, mă rog, croite mental pentru a împiedica această structurală firească normală a vieții din țară. Asta a fost istoria. Eu nu cred că am manifestat reticență față de orice, iar vă amintiți din sud de la CPUN. A devenit spectacolul cel mai gustat de public. Îmi spunea lumea, nu mai mergeam la teatru, pentru că era mai interesant emisiunea cu dezbatere de CPUN. Ce descărcare de energie era acolo și eu, ceea ce aprecia lumea la mine, calmul cu care receptam toate acestea și lăsam pe fiecare să descarce, să spună tot ce are și la urmă concluzii. Și în felul acesta am mers împreună și am parcurs. Radu Câmpeanu, când am încheiat activitatea CPUN-ului, aprecia eficiența acestui organism ad hoc parlamentar. În 3 luni și ceva am parcurs 200 de legi dezbătute și adoptate. Și cea mai complicată, legea electorală, atunci a stat 6 zile și 6 nopți numai în dezbaterea articolului cu articolul acestei legi. Punctul 8 de la Timișoara, VAX. Punctul 8 de la Timișoara nu era punctul 8 de la Timișoara. Era propunerea lui Dan Amedeo Lăzărescu, care era reprezentantul PNL-ului în Comisia Juridică a CPUN-ului și a venit cu această propunere, care a fost respinsă în plenumul CPUN-ului. Și primul care a pledat împotrivă a fost domnul Radu Câmpeanu, care a spus că este o formulă nedemocratică. Noi am intrat într-o eră a democrației, prin vot public, popular. Și cineva are o obiecție la adresa unui candidat, alegerile sunt cele care fac curățenia respectivă. Dar am introdus în proiectul de lege și în legea electorală un punct cu privire la cei care nu pot fi admiși să participe, care au comis fapte reprobabile pentru care pot fi incriminați ca atar. Deci am introdus o chestiune care era formal tot ce înseamnă om care a fost în nomenclatură. Deci a fost primar, nu mai are voie. Sau, și a fost primar care după aceea a fost realizat și de 3-4 ori. Dacă a fost oameni cum se gade și populația a grea, nu? Asta este democrație. Nu că îi pui tu eticheta că e nu știu ce. Și n-are. Și acum vin cu legea lustrației ca și cum ar fi o inovare. Lustrația asta la ce mai acționează asta? Am și spus singurul care e lustrabil este Băsescu.
Dar mi-e spun că și Bogdă, și Bogdă a fost duce acolo, așa studențe și chiar merge până acolo, la nivelul... A fost președinte de asociația studențe, așa a fost, așa, da. Adică, vedeți, iraționalul își strecoră influența, m-am referit la manifestările respective, care ne amintesc nouă generațiile mele, manifestările de tip legionar. Am spus, de tip legionar, mi-am spus că ei sunt legionari. Ca amintesc, sigur, erau niște, spre exemplu, tânărul ăla în uniformă, echipele morți. Alții spuneau că ar fi apărut și alte însemne. De fapt, chiar și Maria Munteanu, după aceea, a devenit conducător unei structuri și a unei reviste de esență legionară, care făcea apologia lui Horia Sima și publica literatură legionară. Iar în perioada campaniei electorale venise un burlac din New York, legionarul Sadean, și atunci s-a făcut și o expoziție de literatură legionară în capitală. Carmen Dumitescu, de la televiziune, i-a făcut o prezentare ca o mare chestie de democrație în România, până și literatura legionară este lider. Adică erau niște elemente, dar mai ales reacția oamenilor la acțiunile respective, incendierea mașinilor, actele acestea violente, devastarea unor clădiri oficiale, a poliției capitalei, atacarea misiunilor interne, devastarea televiziunii naționale. Astea au fost de lumea din generația mea receptate ca fapte care ne aminteau de rebeliunea legionară din 41. Asta am spus eu. Am făcut această similitudine, că deci sunt capete înfermentate care ne împing spre asemenea acte iraționale. Cu domnul Gabriel Escontru, în dialog pe tema asta, la Comisia Senatorială, și el își amintea că la rebeliunea din 41 era ostaș. Și deci, era militar. Atunci, un ostaș a fost ars de viu, prins de legionari, în departe de Piața Victoria, acolo era un depou SDB al tramvaielor. Și la depou am secundat că era o celulă de legionari foarte puternică. Și în timpul ciocnirilor au aruncat cu benzină pe un ostaș și a dat. S-a făcut una din scenele foarte popularizate după aceea. Iar Antonescu a fost foarte dur după aceea cu legionari. A fost o carte neagră despre rebelia legionară cu toate faptele lor. E invitat într-o închisoare la Jilava și i-au împușcat pe loc pe toți liderii politici care erau arestați, la 30 ceva de lideri politici, și țărănii și lideri al învățării. Adică au fost fapte din astea care, în memoria multora, erau încă proaspete. Deci, de la 41 la 90. Eu am trăit liderii din alegea lor. Eu știu cum l-am împușcat pe un muncitor, prieten al tatălui meu, un receferist, Constantin David, l-au ridicat legionarii din un cartier, din casă, din o iarnă grea în ianuarie, zăpadă multă și l-au zis în pădurea într-o noapte, l-am împușcat. A fost găsit după ce s-a mai topit zăpadă pe vreo două săptămâni, desfigurat. Adică au fost acte împrăzitoare. Ori pentru generația noastră, revedem scenele, iată ce elemente se declanșează în ființa umană în momentele astea. Și trebuie să stopăm acest lucru.